Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu, am onoarea să vă prezint ediția specială în care invitații de astăzi sunt la fel de special, chiar iubiți, aș putea spune, și apreciați din ce în ce mai mult datorită convingerilor umaniste cu care ies de fiecare dată în spațiul public și pe care le reprezintă cu demnitate, onoare și curaj. Pe o scenă politică din ce în ce mai aglomerată, cu discuții, declarații, chiar acuze reciproce de incompetență sau dezinteres, cel puțin așa reiese din intervențiile oamenilor politici, intervenții la care suntem spectatori fără voia noastră. Pentru că nu schimburi de replici ne interesează pe noi cetățenii, mai ales în acest context. E bine, pe această scenă, spuneam, totuși încearcă timid, dar sigur să-și facă loc Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal cu o nouă viziune centrată pe valori sociale și om, și al cărui președinte executiv, avocatul Daniel Ionașcu, este prezent chiar acum în studioul Antena 3 Pitești. Bună ziua, domnule președinte, mulțumim pentru prezență. Mulțumim voastră și prețuiesc enorm pe toți telespectatorii care se uită la emisiunea dumneavoastră. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată când treceți prin județul Argeș, nu ezitați și treceți și în studioul nostru pentru a fi alături. Sunt de foarte bun, iar domnul președinte Cornel Lazar de aici este mai mult decât un prieten. Este un om cu care poți să construiești și atunci n-ai cum să locolești, pentru că evident, efectiv construcțiile presupun întâlniri. Și bineînțeles, reprezentantul umaniștilor argeșeni, domnul Ion Cornel Lazar, este alături de noi. Bine ați revenit! Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc domnului președinte pentru prezența. Eu vă mulțumesc din suflet prezența pentru tot. Lângă noi aici. Domnilor, deși am spus la început că Partidul Puterii Umaniste încearcă timid, dar sigur să-și facă loc pe scena politică, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că în ultima perioadă nume sonore s-au alăturat grupării umaniste, s-a format chiar și o grupare umanistă în Parlament și să știți că și la nivel local lucrurile se mișcă foarte bine, iar domnul președinte de la Argeș ar putea să confirme cu ușurință acest lucru, dar haideți să le vorbim pe rând. Foarte interesant mi s-a părut faptul că aveți oameni care reprezintă departamente importante, iată, pentru societatea noastră și, dacă îmi permiteți, aș numi pe domnul Teodor Meleșcanu la Departamentul de Politică Externă, Corneliu Dobrițoiu, Departamentul de Apărare și Ordine Publică, Dragoș Frumosu, Departament pentru Industria Alimentară, Doina Pârcălap, Departamentul pentru Muncă și Protecția Socială. Dacă au apărut schimbări, vă rog să interveniți. Dacă nu, v-aș întreba cât de importante sunt aceste departamente pentru România de astăzi? Schimbările apar de la o clipă la alta, în mod evident, în bine, progresiv, și se mulțesc lucrurile. Ceea ce aș vrea să vă pun la suflet acum dumneavoastră și telespectatorilor este faptul că nu putem începe altfel decât spunând la mulți ani românilor, spunându-ne la mulți ani nouă, pentru faptul că astăzi este ziua drapelului național. Mă gândesc la culorile drapelului nostru național și le văd întinse din coace și de dincolo de Prut. Așadar, culorile naționale ne poftesc la unitate familială românească, să fim o țară ca o familie, ca o mare și largă familie. Așadar, uniți, așadar căutători de drepturi, așadar găsitori de bucuria vieții. Când spun treaba aceasta, înțeleg să spun următorul lucru, că drapelul național ne unește ca țară pentru identitate, de credință, de cultură, de limbă, pe toți românii, din coace și de dincolo de Prut, cum spuneam. Așadar, permiteți-mi să încep spunând la mulți ani România. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii. Așa este, domnilor și domnilor, în momentul în care noi, iată, avem această discuție, este ziua drapelului național și o zi importantă și, în mod clar, ar trebui să ținem cont de aceste trei culori care ne-au unit pe nume și în lume, de ce nu? Așadar, cum spuneam, foarte importante aceste departamente către care reprezentanții umaniști și-au găsit locul și revin la întrebarea de mai înainte. Cât de importante sunt aceste departamente? Am spus că sărbătorile sunt importante pentru unitate. Departamentele în sine sunt revendicatoare de direcții în care mai mulți oameni lucrează. Bunoară, eu sunt avocat, dumneavoastră sunteți jurnalist, există o multitudine de profesii. În mod evident, pentru a vorbi despre aceste profesii, trebuie să vorbească un om care are experiența faptului în acea profesie. Nu poate vorbi un inginer, oricât de mare ar fi el, despre avocatură, și nici un avocat nu poate stabili cum se face un pod peste Argeș. Pentru că în clipa aceea se strică totul.
Sigur că România contemporană este condusă de oameni care au schimbat locurile în toate felurile. Partidul Puterii Umaniste, care are ca deziderat a pune omul potrivit la locul potrivit, înțelege că aceste lucruri trebuie restaurate. Restaurate ca mentalitate, restaurate din temelii, restaurate prin faptul ca oameni competenți care au făcut ceva în viața lor să conducă o direcție, să spună ce e bine și ce nu e bine și să mergem pe calea aceea. Exemplu, perioada COVID-ului în care pendulam între a nu ști în care parte să mergem și a încălca drepturile omului. A nu ști dacă avem măști sau dacă nu avem măști, dar a fi extraordinar de bine vorbitor despre ceea ce înseamnă stăpânirea situației. Ei, așa nu. Așa nu se poate conduce o țară, că nu se poate conduce nicio casă așa. Și atunci, în mod evident, stabilirea unor departamente clare, ceea ce este o noutate în politica românească, în mod evident dă semnalul foarte clar că Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal dorește să facă concret cu oameni potriviți, cu oameni care știu ce fac și mai cu seamă care prin activitatea vieții lor au produs deja rezultate, nu trebuie să confirme în viitor. Da, într-adevăr așa este. Avem nevoie de oameni competenți și de oameni potriviți la locul potrivit, așa cum spuneți de fiecare dată. Vreau să completez, dacă pot spune așa, având aceste departamente la nivel central, cu specialiști pe fiecare domeniu, suntem obligați să avem corespondenți în teritoriu, la fel, tot specialiști pe fiecare domeniu, pentru a putea să fie o conlucrare, o colaborare, în așa fel încât să ducem la îndeplinire proiectele pe care specialiștii, haideți să le spunem, șefii de departamente ni le aduc la cunoștință. Și cum spunea domnul președinte, este normal, omul potrivit la locul potrivit. Am trecut prin perioade în care aveam la sănătate, aveam ingineri, aveam în agricultură, aveam doctori, aveam, deci total nepermis acest aspect. A nu se înțelege, ferească Dumnezeu, că agricultorii, doctorii, inginerii, corect, nu sunt valoroși. Dar sunt valoroși pentru că dacă vei lua de pildă un brad și o să-l plantezi pe malul mării, se va usca. Așa este și cu cel mai mare specialist, dacă îl iei din locul lui și îl pui într-un alt spațiu de manifestare pe care nu l-a cultivat în viața sa și la care nu se pricepe, nu are expertiză. Aș vrea să vă pun în schimb la suflet încă un lucru. M-ați întrebat la un moment dat, la începutul emisiunii, care este, din punctul meu de vedere, explicația că românii, specialiștii, iată, se îndreaptă spre Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Cred că faptul că nu suntem demagogi, faptul că nu venim să propunem ceva anume, fără să ne ținem de cuvânt, pentru că noi suntem cei ce vor, dar când spun noi, mă refer la toți românii. Noi nu suntem partidul și românii. Noi suntem românii care au suferit din cauza deciziilor politice actuale și în numele acestor români care au suferit, a tuturor, vrem să punem ceva la punct pentru că nu se mai poate. Când spun acest lucru, am la bază gândul că România trebuie să treacă prin aspecte de valoare, prin ceea ce înseamnă omul să primească ceea ce îi se cuvine. Am avut în această perspectivă gânduri și realizări și fapte în prezent și în viitor. De a fi un partid care colectează dorințele, strigătele, protestele oamenilor pentru abuzurile fundamentale ale statului, în așa fel încât să le rezolvăm, așa cum a fost cu amenziile. Avem de gând să promovăm, să arătăm, să indicăm fiecare om care prezintă un potențial și o valoare în această țară, pentru că măsura tuturor lucrurilor într-un stat, într-o țară, în democrație, în lume, în viață, este omul. Niciun om nu este mai prejos decât altul, pentru că fiecare are locul lui sub soare. De cât găsește potența acelui om să dea varianta lui cea mai bună în viață. Și în clipa aceea vom fi o țară cu adevărat nu umanistă, vom fi o țară cu adevărat de excepție. Ca mentalitate. Dar, când spun nu umanistă, mă gândesc că vom fi o țară care vom deveni, prin principii umaniste, oameni. Oameni la locul potrivit, prin ceea ce dau fiecăruia din cei de aproape și celorlalți, sub semnul rușinii. Eram la un moment dat în casă la marele artist Grigore Leșe
Și undeva dimineață, pentru că stă lângă o biserică, în casă își începe ziua bătând toaca. Și pe toacă undeva scrie așa: să nu apună soarele peste ziua ta, unde să culegi lucruri pe care le-ai făcut fără dreptate. Adică nu cu nedreptate. Tot ceea ce fac trebuie să fie cu dreptate, cu bucuria, cu demnitatea, cu satisfacția faptului că în acest interviu v-am dat tot ce am avut în suflet. Nu am spus niciun neadevăr. Dumneavoastră ați făcut la fel. Pe cum e posibil să meargă unor oameni care își pun sufletul pe masă între Dumnezeu și dorința de a face pentru ceilalți lucruri bune? Cum e posibil să iasă rău? Nu, nu e posibil. E posibil să iasă lucruri fără sens în clipa în care cei ce fac, nici ei nu știu ce fac, nici de ce sunt acolo și nici expertiză nu au. Da. Foarte interesant ceea ce spuneți și în mod clar așa reușiți de fiecare dată să ajungeți la sufletele celor care vă ascultă și v-aș întreba în contextul în care vă doriți din tot sufletul să promovați oameni competenți, oameni specializați, totuși într-o țară sau într-o lume în care se pare că interesele primează. Cum credeți că veți reuși să faceți față acestui sistem, să-i spunem? Uitați așa, nici nu găsesc altă cale. Mi-a spus că de fiecare dată eu reușesc să intru în sufletul omului. Habar n-am dacă e așa sau dacă nu e așa. Dar în schimb știu sigur un lucru. Că toți, de aici și de acasă, îmi intră în fiecare zi și în fiecare clipă în suflet pentru că iubesc românii și România. Simțiți acest lucru? Nu simt, chiar iubesc, nu simt. Chiar iubesc România și românii. Iar în clipa în care fac cu dragoste pentru țară și pentru românii mei, pentru românii noștri și pentru țara noastră dragă, când faci ceva din suflet și cu sufletul, cum ar putea să nu răzbească? Iar dacă nu răzbește astăzi, e suficient că am tras clopotul sincerității ca să audă, pentru că clinchetul sincerității noastre se va auzi, dacă nu astăzi, mâine. Iar cu siguranță, poi mâine, cei care trebuie să audă vor auzi. Iar cei care trebuie să audă și care trebuie să se trezească efectiv, suntem noi toți. Și asta vom face. Da. Ne vom trezi. Domnule, vă rog. Doamnă, a sosit momentul ca și România să aibă oameni de stat. Ce vreau să spun este că a venit momentul, a sosit acest moment, ca la vârful țării să fie oameni care știu să respecte oameni. Să fie cei care le frică de Dumnezeu. Să fie cei care muncesc și fac în așa fel încât românul să simtă că cineva muncește pentru ei cu adevărat. A venit momentul când spun om de stat să fim stăpâni pe ceea ce noi avem în țara noastră. Să nu mai plecăm capul în fața Europei, până la urmă, și a lumii, pentru că suntem oameni care avem tot ce ne trebuie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să colaborăm cu exteriorul. Da. Dar trebuie să se facă o schimbare. România trebuie resetată. Da. S-au dus 30 de ani în defavoarea tuturor, în defavoarea românilor. Umaniștii și prin ceea ce noi avem, prin președintele nostru, care este incontestabil, este unul dintre cei mai valoroși președinți de partid. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar spun un adevăr. Deci a venit momentul ca și pentru români să se muncească cu adevărat și să se simtă că cineva le reprezintă interesele. De altfel, avem chiar nevoie de modele în acest sens, pentru că vorbim de etică, vorbim de societate civilă, vorbim de valori morale, iar la capitolul exemple, modele de urmat, cred că ar trebui să lucrăm mai mult. Eu vreau să vă spun și mi-e frică să nu pară un clișeu. Păi mulțumesc pentru cuvintele spuse din tot sufletul meu, domnului președinte Cornel Lazar. Și iată că ceea ce spuneam la început, că e greu să ocolești Piteștiu cu un astfel de om, se probează în emisiunea dumneavoastră. Nu laude sunt necesare pentru oameni, dar izvorul lor, sufletul lor bun, te obligă. Cum aș putea eu să fiu un om cu un astfel de mare om? Și atunci, primul lucru pe care noi vrem să-l dăm ca exemplu, nu pentru că noi suntem exemplu, ci pentru că cei de acasă care se uită la noi simt aceste lucruri mai profund decât noi, unii față de alții.
Vrem ca aceste exemple a noastre, din casa noastră, din vecinătățile noastre, din noi unii cu alții, să eradicăm odată pentru totdeauna certurile inutile dintre politicieni la televizor, răsmerițele de orice fel pentru putere și să înțelegem că cel mai bine mie, când îl văd în urma faptei mele pe cel de mine, de lângă mine bucurându-se. Aceasta este o deviză umanistă. Aceasta este o politică a omului pentru om. Aceasta ne dorim să facem. Să schimbăm din temelii mentalitatea politică, nu mentalitatea Gâlcevei, ci a realizărilor. Pentru bucuria, împlinirea omului prin tot ceea ce înseamnă efect politic. Da. Faptul că ați creat o grupare umanistă în Parlament este oficial acest lucru și chiar v-aș ruga să ne spuneți ce a presupus acest lucru. Da, eu cred că este un lucru extraordinar. În acest moment am început cu acest lucru, că lângă noi, lângă Partidul Puterii Umaniste, vin oameni pregătiți, oameni de valoare. Cred că a venit momentul să explicăm și să spunem că profităm de experiența lor și experiența pe care cei din gruparea parlamentară o au, o dau celor din urmă, celor de jos, dacă pot spune așa, tineretului, pentru că acest lucru vrem să facem, să combinăm experiența celor care au făcut politică până acum, deci cu ani grei în politică, cu cei care nu au făcut politică și vor. Esențial este că avem oameni în partid, la noi în filiala Argeș, care vor să facă politică. Nu obligați, nu sub alte constrânși, e un lucru extraordinar. Iar gruparea parlamentară, din acest moment, justifică faptul că Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal are în echipă, la nivel central, parlamentari, deputați, senatori. Da, Așadar, să vă întrebați, noutatea grupării politice a Partidului Puterii Umaniste e reprezentativă cu ceva pentru român? E de discutat dintr-o perspectivă pragmatică? Poate a schimbat ceva? Da. Iată cu ce a început. Nu a început prin a constitui o grupare, ci gruparea s-a constituit pentru un proiect. Și anume, acela este un proiect de început, sigur că vor urma în timp imediat și celelalte. De pildă, românii noștri, producătorii efectiv, nu au unde să-și vândă produsele. Motiv pentru care s-a pus baza unei legi pentru ca românii să poată să-și vândă propriile produse la standardele cerute de normele europene, de condițiile de igienă, dar în mod evident, produsul românesc să poată fi vândut cu prioritate în România. Acolo unde este nevoie, de la instituții de stat la instituții private, de la consumatorul propriu până la instituții de larg consum. Când spun instituții, am în vedere deopotrivă cele de stat, cum ar fi de pildă un penitenciar, o școală, un cămin de bătrâni, altceva, care să aibă prioritate în a cumpăra produsul românesc, iar pe de altă parte, mă gândesc la consumul larg comercial, în așa fel încât să nu mai vedem roșii din Turcia, din Grecia, de nu știu unde, ci prioritare să fie produsele românești, care sunt deopotrivă bune sau mai bune, dar mai cu seamă care fac din producătorul acela să fie un om care poate să-și încaseze, potrivit muncii lui, banii pe munca lui și să aibă o bunăstare la el acasă. Așadar, ne-am gândit și după aceea s-a constituit. Ceea ce înseamnă că pentru noi pragmatismul este, de fapt, deziderat politic. Nu pentru a face o grupare, ci pentru a ne face noi nouă condiții prin ceea ce putem, prin accesul ăsta în Parlament, condiții mai bune și accede ca fiecare român să simtă Partidul Puterii Umaniste că există în Parlament. Da, așadar, nu scopul de a fi într-o grupare în Parlament exact. A fost, ci doar finalitatea care, iată, o aveți absolut, în vedere. Finalitatea este aceea care îți dă mijlocul de a propune ceea ce este necesar pentru noi toți. Domnule președinte, v-aș întreba dacă, eu știu, înființarea acestei grupări umaniste în Parlament se poate asocia cu faptul că doctrina umanistă s-ar îndrepta mai mult către social-democrație decât către liberalism? Doctrinele politice de astăzi au în vedere pe de o parte social-democrație sau doctrine liberale. Axiologia noastră nu este într-o parte sau într-alta,
ci este în verticalitatea ei efectivă, în așa fel încât omul, indiferent în ce profesie este, în ce stadiu și etapa vieții lui este, este prin excelență o valoare. Fiecare om, fiecare dintre noi este o valoare, prin potențial, prin ceea ce poate să dea, prin talentele naturale pe care le are. Și atunci, în mod evident, ne interesează cum omul este promovat, nu între social și liberal, ci sub aspectul valorii și potențialului lui. Așadar, centrul politicii noastre este omul. Prin urmare, suntem deopotrivă și sociali, și liberali, și democrați, și cu viziune pluripartidă. Așadar, ne interesează din toate chingile gândirii noastre un singur lucru. Binele omului, pentru că noi ne dorim ca să ne fie bine într-o viață unică pe care o avem pe om. V-aș întreba în continuare dacă considerați că alianțele politice pot avea avantaje, dar și dezavantaje. Și cum vedeți acest lucru dintr-o perspectivă umanistă? Cred că nu am altceva de făcut. Dacă am văzut că v-ați uitat la mine, să continui ceea ce domnul președinte a explicat aici foarte bine, este că e normal să gândim și la alianțe. Dar dacă acea alianță este, ne reprezintă pe noi umaniști și este în folosul cetățeanului, în folosul omului, e normal că putem gândi și acest lucru. Până acum nu s-a stabilit nimic, nu avem nicio direcție. Noi ne facem treaba în filiale așa cum știm, încercăm să explicăm oamenilor cine suntem noi, încercăm să atragem oameni valoroși lângă noi, vorbim concret de alegeri, vor fi normal alegeri și am înțeles că vor fi pe 27, iar eu în Argeș nu vreau decât să am cele mai multe filiale constituite, începând de la filiala județeană până jos la filiala locală. Zilnic suntem în teritoriu, zilnic avem întâlniri cu oamenii, deci deocamdată nu vorbim de alianțe, dar în situații, să zic, eu știu, concrete într-o localitate, dacă stăm și analizăm și tot ce se întâmplă acolo se face în interesul cetățeanului, e normal să fie și o alianță locală. Aveți ceva de adăugat? La noi, da. Termenul de alianță este corodat. Văd că aveți un laptop foarte frumos pe care lucrați. Gândiți-vă dumneavoastră cum ați fi să aveți un singur buton pe tastatură. Ce ați putea face? În mod evident, alianța tuturor literelor în alfabet constituie alfabetul pe care putem efectiv să comunicăm. În altă ordine de idei, cum ar fi fost să apar eu aici în emisiune fără dumneavoastră? Sau fără camera camani sau fără mașiniști? În mod evident, este o alianță socială prin care producem o emisiune. Așadar, în plan local, fie de pildă municipiul Pitești sau orice localitate din Pitești sau din țară sau din lume, în mod evident, dacă mă voi duce undeva și nu voi găsi decât poziții antagonice, eu sunt din tabăra aceasta, el sunt din tabăra altă și fiecare nu fac decât să se ciocnească toată ziua pentru ca să mai aducă un adept pentru a vedea care e mai puternic și cu mai mulți membri, țara n-a făcut nimic. Așadar, alianța în sine este un principiu fundamental al politicii. Atât alianța oamenilor care constituie un partid, cât și în cadrul partidului, a se alia pentru binele comunității, pentru, cu altcineva, dintr-o altă structură. Atenție, prin alianță nu înseamnă că noi ne aliem ca să căpătuim într-un fel sau într-altul. Din păcate, ci înseamnă că împreună, adică vreau să accentuez faptul că trebuie schimbată mentalitatea. Noi împreună putem să facem mai bine, dacă vom găsi că putem face mai bine împreună și că această alianță și unire de forțe este necesară, în mod evident ar spune nu, ar fi un lucru în defavoarea respectivei comunități, care are de pierdut dintr-o dispută politică. Disputele pe care le vedem astăzi între partide nu sunt bune. Nu reprezintă o politică autentică. Da. Și atunci, ori de câte ori se pune problema unei alianțe, care este în beneficiu unei comunități, în mod evident vom fi acolo cu garanția că acea alianță este pentru comunitate. Și categoric vom fi împotriva oricărui fel de alianțe
care nu are în vedere interesul comunității. Bun, așadar, interesul cetățeanului trebuie să primeze, indiferent de alianțele care se fac, dacă se fac în acest absolut scop. Domnilor președinți, se spune că lucrurile care spune că sunt lucruri care trebuie făcute la timpul lor. Da? Fiecare lucru are vremea lui de făcut. Și v-aș întreba, fără să, eu știu, să fiu prea pesimistă, v-aș întreba, credeți că este prea târziu pentru clasa politică de astăzi să mai facă ceva util pentru cetățeni? Pentru că deja sunt ani de la rând când ne luptăm cu aceleași probleme care, iată, revin și devin din ce în ce mai profunde. Este totuși prea târziu? Doamnă, târziu nu este niciodată. Ce pot spune este că au trecut niște ani, 30 de ani. Multe lucruri nu s-au făcut. Am văzut, practic, sau simțim unde ne aflăm, simțim unde suntem. Avem multe de făcut în această țară. Ce avem noi de făcut, și asta încercăm să facem, să convingem oamenii că e nevoie de altceva, e nevoie de o schimbare. A venit momentul în care și cei care, să zicem că au fost manipulați de-a lungul timpului, să gândească altceva la alegerile care vor veni. Noi, umaniștii, nu ne vom duce în teritoriu să jignim, să supărăm, să ne contrazicem, să, cum să vă zic, să avem tot felul de discuții contradictorii. Nu! Noi ne ducem și ne spunem cine suntem noi, ce proiecte avem, cu cine ieșim la nivel central, cine suntem, ce vrem să facem pentru oameni. Dacă românii, într al 99-lea ceas, nu înțeleg, cred că nu suntem vinovați noi. Mai iau timp oamenii să merg și pe problema, ne merităm soarta. Haideți să privim lucrurile altfel și eu cred că, prin vorbele domnului președinte, este clar că noi, umaniștii, putem. Și eu cred că nu ne oprim aici la ceea ce avem acum în momentul ăsta la nivel central, specialiști, oameni valoroși, care pot să vină cu ceva nou în folosul cetățean. Da. Noi sperăm că oamenii să mai aibă totuși timp și răbdare să se lase convinși. Da. Aș vrea să-mi permiteți, scuzându-mi discursul de acum, și față de unul și față de altul, pentru faptul că nu trebuie să privim o prăpastie între noi și oameni. Sunt nicio formă. Oamenii, prin excelență, sunt buni. Noi facem parte din această lume. Însă, atunci când cineva îți spune un lucru, când altcineva îți spune altceva, și când nici una dintre cele care ți se spun nu sunt în interesul tău, ci în interesul lui, tu, curat în minte și fără astfel de practici, nu știi că de fapt aceasta este o manipulare. Și te duci în dreapta și în stânga, văzând că de fapt ai greșit pe de-o parte și dincoace, după ce te duci dincolo, ai greșit și dincolo. Și atunci eu am o vorbă pe care o spun întotdeauna în sala de judecată. Dacă se întâmplă să nu se fi înțeles ceva, eu sunt de vină ca avocat, pentru că n-am explicat suficient de bine situația în așa fel încât să mă fac înțeles. Dacă oamenii nu vor crede în noi, nu mă refer la credință, ci la vorba noastră, înseamnă că eu nu am fost suficient de clar și de sincer în așa fel încât el să simtă că noi putem merge împreună. Dar vreau să spun ceva. Noi nu vrem să transmitem mesaje niciunui om, nici promisiuni, în niciun fel. Noi am venit și eu sunt cel puțin aici ca să-i chem pe toți cei care simt la fel pentru țara lor, pe toți cei care simt că trebuie să ne schimbăm, pe toți cei care simt că trebuie să fim mândri la noi acasă și în Europa noastră, să ne unim. Uniți vom putea face ceva. În această unitate nu mai există manipulare. Niciodată nu voi veni eu cel puțin să spun faceți așa sau faceți că vreau eu să mă votați sau să faceți în felul următor. Nici vorbă. Mesajul este unul singur. Români, a ajuns cuțitul la os. E vremea ca fiecare dintre noi să înțelegem că unindu-ne trebuie să ne luăm țara înapoi, să o schimbăm și să avem țara care ne-o dorim. Dar toți împreună. Da. Și să știți că, cel puțin la nivelul județului Argeș, sunt foarte mulți tineri care au ales să se îndrepte către Partidul Puterii Umaniste și v-aș întreba pe final, care credeți că ar fi aportul tinerilor în doctrina umanistă?
Chiar la Costești avem o organizație de tineret care s-a înființat de curând și sunt mulți tineri acolo. Am spus la începutul emisiunii că noi, cei din Argeș, acordăm o atenție deosebită tinerilor. Profitând de experiența seniorilor, tinerii au venit lângă noi, vin lângă noi și, într-adevăr, vor să facă politică. Și eu am spus că important este să vrei. Și vor putea. Pe viitor vor putea. Sunt specialiști, sunt oameni cu studiile, zic eu, bine structurate, bine făcute, care se îndreaptă către noi. Asta înseamnă că cât de cât și noi, cei care le explicăm, ne facem înțeleși și pe viitor, bineînțeles, tineretul va avea de câștigat. Eu mă consider încă tânăr. Așadar, întrebarea dumneavoastră este și pentru mine. Oare ce voi putea face eu în politică? Nu știu. Vedeți și dumneavoastră. Până unde vom ajunge, nu știm niciunul. Însă știu un singur lucru. În ceea ce spun, cred, lângă cine și cu cine vorbesc, nu-l trădesc niciodată, tot ceea ce am în suflet, îl rog pe Dumnezeu să facă să fie văzut de ceilalți sub amprenta sincerității și mai mult decât orice vreau să vă spun un lucru. Marele nostru poet național, Mihai Eminescu, și-a dus cariera la apogeu până la 39 de ani. Așadar, simbolul nostru de cultură, de unitate națională și de luceafărul poeziei noastre a fost un tânăr. Dacă el a putut să dea, tânăr fiind, sens unei culturi, în mod evident, tinerii de astăzi pot da sens politicii. Pentru că ei sunt viitorul, pentru că ei au suflete curate, pentru că ei au suflete nepervertite și pentru că tinerețea nu poate face altceva decât schimbare și să înflorească o altă Românie pe care ne dorim. Așadar, tinerii pentru România și România, împreună cu Partidul Puterii Umaniste pentru Schimbare, pentru dorința pe care noi o avem fiecare de a trăi la noi acasă cu adevărat demn, cu adevărat într-o demnitate, într-o onoare și curajul de a o spune. Să știți că în acest frumos mesaj către tineri o să încheiem și noi ediția specială de astăzi. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dorim mult succes. Noi vă mulțumim din suflet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Ați urmărit ediția specială. Sunt Dana Popescu, rămâneți în continuare cu programele Antena 3. Numai bine, la revedere!